Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi, declarația mea politică din această zi vizează așa zisa reformă din educația românească. Am trăit să o vedem și pe asta vedem cum un guvern tehnocrat vine acum să restructureze mecanismul filozofic și forma de organizare și de structurare a educației românești în esență, dincolo de aparențe, mergând chiar la principiile fundamentale ale educației românești, așa cum le știm noi de la Spiru Haret încoace. Și a trebuit să vină un ministru cu nume predestinat, domnul tehnocrat Adrian Curaj. Dacă era un alt ministru, în momentul de față, probabil întreaga opinie publică și mass media ar fi explodat. Dar cum este un ministru tehnocrat, dumnealui știe mai bine, pentru că este tehnocrat. Domnul Curaj vine cu câteva idei absolut năucitoare, în opinia mea. În primul rând, a constituit o comisie de restructurare a planului cadru de educație, compusă din ONG-iști, compusă din activiști care apără tot felul de cauze, compusă din persoane abonate pe la anumite emisiuni la televizor, din politruci, din indivizi dogmatizați ideologic într-o anumită zonă, neomarxistă, bineînțeles, cum bine s-a spus mai devreme, chiar de la acest microfon, și câteva, 3-4 personalități academice respectabile. Bineînțeles, în minoritate față de grosul acestei comisii și luate mai mult ca să, pur și simplu, în momentul în care vor apărea critici, spune, da, vedeți, au fost și domnii respectivi, dar domnii respectivi, bineînțeles, sunt folosiți pentru pura imagine aceste așa zise reforme. Sistemul nostru de educație, așa cum a fost conceput acum 100 de ani de Spiru Haret, este unul dintre cele mai bune din lume. Hai să o spunem corect. A fost sursă de inspirație pentru educația de numeroase țări occidentale, pentru sistemul de educațional din Japonia. Este un sistem de educație care scoate olimpici pe bandă rulantă și care scoate specialiști în toate științele posibile, de la real la uman și invers, care sunt peste tot în lume și ne reprezintă cu cinste, nu înțelegem de ce trebuie restructurat. Pur și simplu pentru că vrem așa, o țară ca afară. Și domnul Curaj vine să ne învețe pe noi cum să trăim, cum să simțim, vine să dea o nouă conotație morală și filozofică specificului românesc și identității românești din perspectiva educației copiilor și tinerilor generații. Mi se pare absurd. Dar ceea ce vrea să facă mi se pare și mai grav. Avem de-a face, de fapt, cu o relativizare a întregului mecanism de educație și a principiilor fondatoare ale învățământului românesc. Totul trebuie relativizat, trebuie făcut o varză, trebuie să ajungem și noi, nu-i așa, ca în anumite țări unde te duci într-o unitate de învățământ și ești mai curând dogmatizat, ești indoctrinat, unde nu vezi nimic, unde nu ți se formează nici caracterul, unde nu ai niciun fel de deprinderi practice. S-o luăm. Orele de limba română trebuie să scadă, nu-i așa, oricum limba română deranjează, trebuie să vorbim o romgleză, precum e la modă acum. Limba latină eliminată, nu contează că limba latină are un rol fundamental în medicină, în biologie, în chimie, în studiul istoriei, al arheologiei. Nu contează absolut deloc. Nu contează că limba latină se leagă inclusiv de mecanismele gramaticale ale limbii române. Nu contează deloc. Nu contează că se studiază aproape în toată Europa. De asemenea, ora de istorie trebuie scoasă în decor. În locul istoriei ni se propune educație pentru societate, pentru că nu trebuie să deranjăm. Nu trebuie să mai fim noi ăia răi. Nu, noi. Pe cum noi românii ne permitem noi să pretindem că suntem o națiune veche, o națiune demnă și respectabilă în Europa, că suntem un stat național și unitar? Cum să ne permitem așa ceva? Sau, Doamne ferește, să mai amintim că timp de 400-500 de ani am apărat această Europa de pericolul musulman. Nu se poate așa ceva. Trebuie să scoatem istoria. Trebuie să o relativizăm. Trebuie să învățăm tot felul de stupizenii corect politice în locul istoriei neamului românesc. Pentru că nu contează ce au făcut Mircea cel Bătrân, Ștefan cel Mare, Decebal, Carol I, brătienii,
Maniu, Iorga sau mai știu eu, chiar regele Mihai. Contează pur și simplu cum îndoctrinăm noua generație și îndoctrinăm într-un chip neomarxist. Pentru că înlocuim istoria cu ce? Cu educație pentru drepturile copilului. Și pentru ce trebuie educație pentru drepturile copilului? Păi bun, să știe și copilul respectiv cum poate să facă o plângere penală sau cum poate să fabrice un dosar penal profesorului, părintelui, nu? Să fim și noi ca Norvegia. Și apoi, educație interculturală. Păi bun, trebuie să ne pregătim pentru multiculturalism. Că noi românii care suntem răi, murdari, vorbim urât, nu respectăm comandamentele care se exprimă din afara țării, trebuie să ne disciplinăm. Trebuie să respectăm ceea ce ni se spune. Nu-i așa? Și domnul Curaj vine acum și ne învață. De asemenea, științele reale nu sunt deloc privilegiate. Trebuie să amestecăm matematica cu informatica. Trebuie să amestecăm biologia cu chimia și cu fizica. Să vorbim despre științe. Că totul e relativ. Nimic nu contează. Nu există nimic în realitate. Decât îndoctrinare, decât dogmă și cât dorința unora de a reconstrui lumea după chipul și asemănarea unor ideologi fără Dumnezeu, fără identitate, fără cultură și fără moralitate, care au distrus Europa, au însângerat-o de vreo câteva ori, au provocat niște războaie mondiale, au aruncat lumea în aer, dar nu contează, pentru că totul e din cauza noastră, a naționaliștilor, mai știu, a cruciaților și așa mai departe. Și vine domnul Curaj și ne învață, vine cu echipa dumnealui de ONG-iști și ne predă așa o lecție, o să ne învețe frumos și o să producă un sistem de educație românesc care pur și simplu nu va mai da naștere la absolut nicio formă de valoare, va fi anti-elitist, neconcurențial, relativizează deopotrivă și matematica și fizica, dar și istoria ori limbile clasice. Pur și simplu să învățăm despre de toate și nimic și să fim așa îndoctrinați, pentru că nu-i așa, totul e frumos, totul e bine, atunci când respectăm ordinele care ni se trasează de undeva din afara țării. Pur și simplu sunt absolut uluit de acest efort de distrugere a învățământului românesc, la care domnul ministru Adrian Curaj și echipa din jurul dumnealui contribuie în această perioadă. Mi s-ar părea corect ca domnul Curaj ori să-și retragă acest proiect și să recunoască că a greșit. Cu toții greșim, e omenește să greșim. Chiar și tehnocrații greșesc și roboții se mai blochează sau rămân fără baterii. Și să-și retragă acest proiect, care mi se pare o aberație cap-coadă și nici n-are rost să discutăm pe fond. Care duce în derizorie ideea de educație, duce în derizorie ideea de știință, duce în derizorie ideea de cultură, de artă, de tehnologie, de progres. Duce în derizoriu ideea de ființă națională, duce în derizoriu ideea de construcție a unor personalități puternice pentru generațiile care vin. Ori, dacă nu-și retrage acest proiect, mai există o variantă, demisia. Putem și fără domnul Curaj, am mai avut mulți alți niște de educație înaintea domniei sale, vor mai urma și alții. Părerea mea că domnul Curaj trebuie să retracteze acest proiect, absolut neinspirat, absolut lipsit de orice normă de știință și de etică în materia educației, ori dacă nu dorește să-și retragă, să demisioneze. Și este rolul nostru al Parlamentului să impunem linia conducătoare în educația românească, nu rolul unei comisii opace mandatate de un guvern temporar. De aceea, cred că domnul Curaj ori își retrage acest proiect nefericit și neinspirat și recunoaște cu bun simț faptul că a greșit, ori pur și simplu pleacă și se întoarce de unde a venit înainte să fie ministru. Eu cred că avem nevoie de o educație așa cum este ea concepută de peste 100 de ani, educație care a creat conștiințe, care a creat valori, care a creat valori materiale, spirituale deopotrivă, care a dat mari personalități atât în domeniul tehnic, în domeniul științelor de înalt nivel, în domeniul artelor și culturii, cât și în domeniul cunoașterii omului ca pe ceea ce este el cu adevărat. Vă mulțumesc, Daniel Gheorghe, deputat PNL de Ilfov.